Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, în funcție de fusul orar în care vă găsiți, desigur, dragi români, dragi prieteni, dragi compatrioți, dragi confrați de pretutindeni, pentru că, sigur, mulți români ne vizualizează din alte state, din alte țări. Vă salută cu drag, cu respect, cu stimă, al vostru devotat, Patrick Matiș aici. Suntem la un alt episod al podcastului nostru. De data aceasta continuăm seria noastră despre spiritualitatea românească, despre originile spiritualității noastre și ne vedem cu dragul nostru prieten Tudor, bună seara, fratele meu de cruce. Exact. Salut, frate, ce faci? Întotdeauna datorie, frate, cu drag pe poziții, pe front. Foarte bine. Și foarte bine. De front, avem aici un front al problemei spiritualității românești, de care ne bântuie, să nu zicem de secole, vorbim mai recent, că sunt multe informații și mulți oameni care pun tot felul de informații mai nepotrivite despre acest subiect și trebuie să facem un pic de lumină. Și mă bucur că ai avut această idee și mă bucur că pot să ajut și că dăm bice. Da, am zis, păi hai să nu mai fac singur de data asta, că păi, era așa un pic anost, așa, am zis, hai să ne băgăm amândoi de data asta și să facem ce avem de făcut, pentru că astăzi, deși suntem în cele 40 de zile până la înviere, până la acea sărbătoare creștină, dar și universală, am putea să spunem, a Rusalilor, o sărbătoare cosmică, am decis să vorbim despre nemurirea strămoșilor noștri traci, în special geți, daci, nemurire, reînviere. Și voi sunteți cu dacopații. Da, dacomani, nu așa. Da, da, exact. Să facem un pic. Da, ce să mai... E binevenită. Mai mult păi trebuie, da. Mai ales într-o perioadă atât de tulbure. Da, mai ales că na, suntem în așa zisa pandemie în care, din care nu mai ieșim, se pare. Sau poate că am ieșit, poate că vom ieși, nu se știe. E o chestiune confuză așa. Sigur, mulți oameni au pătimit, alții nu mai sunt în viață, ori datorită așa zisei pandemie, ori altor afecțiuni pe care le-au avut. Sigur, vorbim de, cum să zic, mortalitatea corpului fizic, nu? Și de imortalitatea sufletului. Dar strămoșii noștri traci, prin marele lor legislator, marele inițiat, marele zeu Zalmoxe, credeau în nemurire. Și această credință, și o să vedem astăzi, o să vedem în acest episod, o să vedem cum și ce înseamnă de fapt această nemurire, care nu este neapărat fizică, ci este spirituală. Este o nemurire care ne duce într-un timp legendar, într-un timp așa, cum să spun, mitic, magic, exact, legendar, mitic, magic și totuși cât se poate de adevărat, pentru că același concept, aceeași imortalizare, aceeași reînviere o găsim și la creștinii de mai apoi. Păi ce să mai? Începem prin a spune că tracii, și cu asta vreau să intru un pic în reflexia aceasta, erau
pregătiți mereu să moară. Hmm. Appetitus maximus mortis și ad mortem paratissimi. Vorbind de tracii cei mai renumiți dintre ei, geții, dacii, apulii, carpii, masageții, de asemenea. Acum, cu ce pot să te ajut eu? Era vorba, da, aici vreau să te întreb, ca să putem să intrăm în pâine, cum ar veni, da, în pâinea aceasta de toate zilele. Super substanțială. Supra-substanțială. Exact. Era vorba de o moarte în lupta aceasta fizică cu dușmanii din toate zonele, din toate colțurile pământului, de la nord, de la sud, de la est, de la vest, sau era vorba de altceva? Tu ce crezi? Adică, hai să vedem, hai să... Păi... Să o luăm așa de la fizic și să conectăm către punctele spiritual, către sufletesc, da. Păi ca să o facem mai scurtă, ca să nu vorbim istoric, ne-ar lua vreo 3 ediții, pe puțin, dacă vorbim de toate confruntările dacilor, tracilor, în esența tuturor triburilor la oaltă, cu atâtea imperii, mă refer și înainte de Imperiul Roman, cu Darius, cu sciții, cu... Nu intrăm foarte mult în detaliu, dar până la spiritualitate e bine să știm că tracii, în esență, geții, carpii, costobocii, dacii, tirageții, și lista poate să continue mai ales din tot spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și mai mult de atât. Ei au fost niște spirit, au fost un spirit luptător până în măduva oaselor. Până și femeile, și asta e documentat, nu numai de către istoricii noștri, dar mai ales de cei străini, și aici îl recomand pe Carlo Troia, care a scris foarte mult pe tema goților sau geților. O să vedeți la un moment dat, dacă căutați despre acest scriitor, care e de fapt legătura între goți și geți. Și aici nu e vreo chestie, wow, dar ce treabă au goții? Au o treabă foarte mare. Dar mă las mai bine pe voi să descoperiți. Carlo Troia fiind unul de puținii autori străini care a pus mare accent pe puterea de luptă a diferitelor triburi trace, pentru că au fost foarte multe. Unele mai scăzute, spiritual, altele mai înalte, evident. Dar întotdeauna când am avut un lider de seamă, i-a unit sub același standard. Mă refer aici la Burebista, Decebal, Oroles și știi și tu, frate, lista poate să continue, nu? Da, dar Lidacus, Mitridate, Dromihete. Dar Burebista, evident, răsare dintre toți ca cei mai de seamă. Și când vorbim de chemarea la luptă, evident că în principiu cei mai tineri dintre ei erau chemați la luptă. Dacă nu aveai pe nimeni în familie, mă rog, nu aveai un copil sau aveai doar o fiice, se ducea bărbatul familiei, sau dacă nu aveai pe nimeni, mergeau și femeile. De multe ori au fost, de care nu prea se spune foarte mult și ar trebui să se spună, dar femeile trace, de asemenea, erau echivalentul cu femeilor spartane. Dacă ar fi să vorbim acum și de Sparta, ei, de fapt, tot din populația tracă se trag, sunt frați de-ai noștri, doar că ei au dus-o pe un nivel mult mai militar față de restul populațiilor și aveau o capacitate de sacrificiu enormă. În sensul că când vorbim de puterea de luptă a tracilor, indiferent în perioada de evoluție spirituală, de maximă
de maximă, maximă putere și cea de decădere în timpul Imperiului Roman, când au început, când au fost, am fost o parte între noi cuceriți, tot timpul s-au dat lupte crâncene. Aici vorbim înainte de bătăliile 105-106, bătălia de la Tape, Adam Clisi, 101-101, unde Mihai Vinereanu vorbește, și aici vă recomandăm lista de episoade despre Decebal, făcută de Daniel Roxin, în care o să vedeți acolo cât de bine explică din surse mai puțin cunoscute și bine documentate cum au fost luați prizonieri unii de cei mai de seamă generali și locotenenții lui Cezarului și cum însuși Cezar știa de această putere a tracilor care începeau să crească sub Burebista și, de fapt, el a avut prima intenție să pornească un război împotriva tracilor, însă nu a mai apucat datorită asasinatului respectiv, atât al lui cât și al lui Burebista, care încă... Da, în același an. În același an și... Și tot din aceeași cauză, practic, tot din trădare. Acum că sunt mai multe surse pe Cezar și mai puține pe Burebista, încă se mai găsesc ușor-ușor. Nu e asta important. Important e că au murit în același an, amândoi din trădare, amândoi considerați, și asta se poate găsi și în arhivele Vaticanului și în scriitorii latini, care de asemenea unii scriau bine, alții scriau negativ despre toți cezarii, nu numai, ca și la noi. Da. Dar precum Iordanes. Da. Dar toți s-au pus de acord că ambii conducători au fost niște exemple de lideri. Ceea ce te pune un pic pe gânduri. Și în momentul în care Burebista a dat ordin de chemarea tuturor tribulor trace sub același standard, asta în timpul pregătirilor pentru Imperiul Roman care urma să vină, se dădeau niște, asta din documentație proprie, se făceau niște tabere de luptă cu adevărat spartane. Exact cum am văzut în filmul 300, practic nivelul de antrenament era asemănător cu cel al spartanilor. Îți trebuia o condiție optimă, extrem de optimă. Trebuiai să fii pregătit, erau aleși cei mai de seamă, cei mai bine pregătiți, atât fizic, psihic, cât și nivelul de inteligență era recomandat, că nu orice soldat intra în grupurile de elită. Practic și noi am avut trupe de elite, aceleași trupe de elită care au rămas în Imperiul Roman, cum au fost chiar și din pretorieni foarte mulți care și-au luat tehnicile de luptă de la alți frați traci ca macedonenii. Nu e nimic surprinzător. Oare aceștia de unde au învățat? Practic aveam aceeași sursă, aveam același izvor de pregătire. Doar anumite disensiuni interne, evident, au slăbit Imperiul Trac. Imperiul Trac despre care sunt surse destule și chiar hărți. Nu suntem noi aici să descoperim roata, redescoperim roata, dar se pot consulta și se pot vedea cât de întins era acest imperiu. Deci puterea de luptă a tracilor, în esență, a făcut ecouri în toată lumea. Și nu mă refer doar la Europa. De la Alexandru Macedon până în India, Egipt, tatălui, evident și Filip al II-lea, de asemenea, spartanii, războiul troian, care de fapt tot e un război între sau inter tabere trace, trebuie doar văzut acest aspect și nivelul de combatanți, nivelul de pregătire și pregătirea în luptă.
uitați-vă numai la aceste trei perioade istorice și o să vă găsiți răspunsul. Erau niște vikingi sudestici, balcani sudestici, ce să mai. Și acum, dacă vrei să mai zici tu ceva legat de acest aspect. Da, practic istoric, dacă stăm să o luăm așa, Spartacus era vărul primar al lui Burebista. Da, deci, exact. Dar din câte știu și spartanii din provincii precum Laconia, Kefalonia, Mesenia, Beoția, Focida erau traci, efectiv. Nu neapărat greci, deși știi o asemănare între cuvântul ăsta grec și trac. Tot patru cuvinte, tot r, c, trac, grec, frigian, frigos. E practic aceeași definiție. E aceeași definiție, doar da. Asta e de fapt etimologic, dacă e să iei un lingvist istoric să-ți explice practic. Acum, dacă pot să spun, practic fiecare cuvânt genul acesta, să zicem, pelasg, frigian, corect, da. Trac, grec, au aceeași definiție. Iar mulți dintre istorici spuneau întrebarea, dar ce înseamnă cu adevărat cuvântul trac? Și dacă e să o luăm aici, cred că pot să putem vorbi un pic până la spiritualitate de ce înseamnă cuvântul trac sau dac, care vine din, mulțumită lui Mircea Eliade, ca să cităm sursa, da, cartea de la Zalmoxis la Genghis Khan, care e o carte extrem de bine conturată și analizată de marele nostru gânditor și filozof, el, practic, adunând toate sursele importante despre traci, a ajuns la concluzia că rădăcina cuvântului dac provine, de fapt, din cuvântul frigian sau dacii în sine, ca să facem mai simplu, pentru mulți care nu știu cine au fost frigienii, ei se auto-intitulau ca războinicii lupi. Și de unde aceasta? Pentru că ei spuneau că din moși trămoși, titulatura lor sau numele de dac venea de la cuvântul daoi. Daoi, da. Care daoi, exact, în limbajul sau în cultura pelască dinainte de traci sau cei care practic au venit sau au pus bazele tracilor și au extins populația respectivă, ca și în cultura frigiană însemna, sau dau, cu la cuvântul dau, care înseamnă a strânge, a sugruma, în definiție. Iar acest cuvânt cu un accent pus deasupra, doar un simplu accent, o simplă linie pusă deasupra, însemna lup. Dar interesant, nu? Cum de la cuvântul a sugruma, practic ai ajuns la lup. Această mică linie, acest mic accent pus deasupra unei vocale. Și acești lupi care toate culturile au cât un animal, nu? Cât un totem, cum spun amerindienii. Da. Și ce este un totem? Un totem este practic spiritul războinic al fiecărei persoane. Cum amerindienii au încă credința conștientă prin care, dacă vrei să te autocunoști, practic, celebrul viitor luptător se duce în pădure. Și timp de 3 zile trebuie să stea singur, să mediteze, să reflecteze și nu numai să mediteze, dar să și supraviețuiască. Pentru că nu știe dacă te vei întoarce atât de viu pe cât te-ai dus. Și, practic, aceea era o călătorie inițiatică prin care persoana respectivă intra în legătură cu spiritul său sau partea sa
războinică, animalul sau protector. De aici și denumirile respective pe care le avem. Urs negru sau eu sunt talpă iute sau eu sunt vulturul pleșuv sau... Toate aceste denumiri nu erau date de cum cred unii, așa, mai să îmi pun o pană da. Și să mă colorez în roșu, galben și albastru și să zic că eu sunt... Să mă autodenumesc eu cum vreau, exact, da. Exact. Asta nu e doar la merindieni, dar a fost mediatizată în atât de mult să se creadă că a fost doar la merindieni. La cultura noastră de asemenea, păi avem pe călușari, da? Ca să vorbim de un... De o semnificație aparte sau de dansul călușarilor care întotdeauna sunt aleși doar feciori sau proaspăți, o băieți care încep să își încep viața bărbătească și acele da. Dansuri ritualice în cerc, în cercurile care se fac, practic erau erau dansuri de inițiere prin care războinicii lupi de asemenea treceau prin acele faze. Și aici conectăm de fapt cu ce spuneai tu, frate, cu conexiunea de la partea războinică la partea spirituală. Avem da, partea fizică, practic, da. Fizic, războinică cu partea fizic, partea animică, partea spirituală. Trupească, da, către partea războinică. De suflu, da, spiritual. De ce? Pentru că care sunt cei mai temuți războinici? Nu cei care sunt, care se cunosc cât de cât pe sine însuși și care sunt unii cu alții, practic ca frații? De aia vikingii, să dăm exemplu de alți frați, din alte da. Părți, au avut atâta succes și sau celți, da? La fel. Au avut aceleași că barbar, că nu știu ce. Ok, hai să ne uităm în esență. Ei înainte, mă rog, barbar, cum grecii spuneau, barbar e oricine ce nu e grec. Da? Și dacă erai... Da, și aici, asta era... aici o să... Exact. Aici o să vreau să intrăm un pic în, într-o explicație, pentru că am găsit și la Herodot, dar și la Strabon și la alți autori, mai ales în traduceri. Am găsit despre Zalmoxe, de exemplu, despre Zalmoxis sau Zamolxis. Uh-huh. Da, 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 călătoria lui inițiatică, dacă, cine o citește, cine citește istoriile, de exemplu, lui Herodot, o să vadă că, de fapt, acela a fost un sclav al lui Pitagora, care s-a întors din robie bogat, un om foarte bogat, și a dat mai departe bogăția, sau din bogăția lui, datorită faptului că era bogat, tracii sub guvernarea lui erau și ei, la rândul lor, aveau parte de această bogăție, pentru că împărțea bogăția cu frații lui traci. Era un distributist. În esență. Da, exact, am putea să spunem așa. Numai că nu este vorba de o bogăție fizică. Pentru că acolo ne vorbea de faptul că tracii, înainte de venirea lui, care trăiau în sărăcie, au avut parte de avuție și de cunoaștere. Și acum o să vreau să te întreb. Pentru că data trecută, într-un alt episod, în episodul 4, dacă mi-aduc bine aminte, dacă nu mă înșel, am vorbit despre cultul cabirilor în Dacia, sau mai bine zis în Tracia, pentru că dacii erau și traci, geții erau și traci. E bine să, e cuvenit să spunem că de fapt era vorba de Tracia la nord de Dunăre, dar există, bineînțeles, și au existat aici, traci, după cum am văzut, și la sud de Dunăre. Da, spune, ia zi. Aici merită explicat o chestie pe care și istoricul Mircea Dogaru o face foarte bine. Dacii, cei mai mulți dintre ei, erau cei de la, din partea Făgărașului, tot ce înseamnă Dacii, da. Nord, nord-vest, Oltenia, Țara Hațegului, Făgărașului, Banat.
Și geții exact. Erau de obicei cei denumiți la sud de Dunăre, Muntenia, Dobrogea, Delta și Penistru, cum îi aveam pe tirageți. Da. Și sciți, iliri mai erau pe acolo. În partea, din câte știu, în Muntenia erau roxolani, roxolani, dar erau da. și sciți. Mai erau și daci în partea Oltenii, Olt, Jiu. Da, exact. Chiar dacă la, un pic la nord de Dunăre până în munți, dar erau și daci. Asta așa ca, ca asta un, așa ca definire. Ca de... Da, ca o toponimie, ca o cartografiere a poporilor, mă rog, a Tiburilor. De aceea noi am învățat la istorie că romanii numeau daci pe cei pe care i-au ocupat, pentru că i-au da, ocupat interesant practic, asta. I-au ocupat practic partea de daci. Da? Exact. Dacă ne uităm la hartă, iar restul de daci liberi erau cei din nord și geții erau cei denumiți de greci, pentru că cu ei făceau troc și erau cei de la sud de Dunăre. Da, pentru că acum, încă o dată, dacă citim toate scrierile lui Herodot, dar mai ales istoriile și traducerea franțuzească, pentru că există și o traducere un pic diferită, nu mult, față de traducerea românească, deci aceste două traduceri, o să vedem că, nu știu, nu se leagă totuși. Adică, și de aia spun că grecii actuali, nu știu dacă grecii clasici, antici, ne-au considerat ca fiind sălbatici, căzuți din copac și ei au venit să, da, barbari și ei au venit să ne legiuiască și să ne civilizeze. Dar din cauza asta, pentru că s-a interpretat ad literam, materialist, cum că vezi, doamne, sărăcia aceea era vorba de sărăcia materială, da. Avuția, la fel, materială, sclavia era una materială, de fapt era vorba de o, de un discipol, să spunem, al lui Pitagora. Nu de un sclav, nu de un rob, nu exact. De un șerb. Exact. Adică tu crezi că aceste scrieri al lui Herodot, deși Herodot era un istoric, nu se spune nimic despre Herodot ca fiind un un om, adică un maestru spiritual sau un sfânt, un crezi că erau niște scrieri pur materiale, adică era vorba de persoana respectivă, Zalmoxe, acel personaj istoric care a trăit, sau sunt, este o scriere, cum să spun, metaforică, pentru că acolo sunt niște chei totuși și o să vedem pe parcurs cam despre ce e vorba și să păi, dibuim un pic, sigur. Să luăm să analizăm. Păi aici tu, sunt, tu ce crezi? Deci sunt două aspecte. Aici am analizat și reflectat și văzut și la alți scriitori. În primul rând, de acea bogăție, evident, era o bogăție spirituală, de care spuneai că a ajuns Zalmoxe să transmită tracilor, să inițieze cu cultura solară care nu erau inițiați, adică a adus o cunoaștere. Și în același timp am observat că, știi că Herodot și alți scriitori erau, ei își luau de foarte mult informațiile practic și din gură în gură. Adică foarte multe din aceste informații erau eronate. Una din ele, ca exemplu, Mihai Vinereanu spune, ca să citem un istoric, nu pe mine, ci practic un om de care a studiat arhive și a făcut niște interpretări demne de luat în seamă. El spunea că Zalmoxe a trăit practic cu 100 de ani înaintea sa. Înaintea lui Pitagora. Pitagora, da. Și cum să fie sclavul lui Pitagora în definiție? Avem o primă eroare. Dar... Oare? Nu știu. Vrea să spună, de fapt, ca traducere, că... Că aici se interpretează, că mulți o iau ad literam. A, păi a fost... Da, a fost discipolul.
Pitagora a cunoscut misterele Salmoxiene sau cunoașterea lui Salmoxis, evident. Asta e, de fapt, definiția. Că a fost un discipol de-al lui. Dar cum a fost predată sau cum a fost dată mai departe, evident că a fost dată ca și cum chiar a fost fizic, maestru și discipol în același timp. Practic, ei au fost la dăs foarte mari, la peste 100 de ani, iar Pitagora a fost un mare inițiat, pe lângă matematica care a lăsat-o și școala pitagoreică în sine, este o școală tot de mistere. Noi am luat doar partea de matematică care am învățat-o, dar toată aceea matematică pe care a învățat-o sau pe care a predat-o, a luat-o tot și a fost inspirat de alte persoane. Aceste alte persoane erau alți discipoli în crezul lui Salmoxe. Și Vinereanu spune că la un moment dat Herodot menționează dacă vreți cultură și înțelepciune, mergeți la geți, nu ca să le dați legi, ci ca să luați învățăminte de la ei, pentru că sunt printre cei mai înțelepți din lume. Deci sunt două părți, partea spirituală care a fost dată ca bogăție a lui Salmoxe poporului său și partea, eroarea din nou, istorică, adică cum se dă din gură în gură, cum se transmite, de fapt, știi? Deci se face o mare greșeală aici, pe care ne costă generații întregi sau secole întregi de interpretare și de manipulare și totul se duce în sfera materialistă. Dacă nu se duce în partea spirituală, se duce în partea materialistă. Și știm în ce parte trăim noi astăzi. Da, asta și practic se pierde absolut. Se pierde esența. Exact. Dar ca și atunci, cu siguranță au fost greci foarte mulți care se jucau cu cuvintele sau se făceau silogisme. Adică ideea asta de a lua un cuvânt, de a face asocieri cu el, de a-l manipula, de a face filozofisme, de a nu practica filozofia. Sofisme, de a face sofisme, doar de dragul de a le face, asta le-a atras grecilor o mare reputație de mari gânditori, dar în același timp și de mari jucători cu cuvintele, care până la urmă numai filozofie nu era, oricine poate să joace. Orice intelectual mai dezvoltat poate să joace cuvintele și avem mai extrem de multe exemple azi, nu mai trebuie să intrăm în detaliu. Deci, practic, s-au jucat de mult cuvintele cât au... Fiecare a luat ce a vrut și au luat, în esență, partea materialistă a explicației. Au fost în același timp o trăită împreună și el a fost discipolul direct și mai ales sclavul, evident, ca și mai brutal spus. Mai ales că știm că Pitagora n-a avut sclavi și așa, da. Ca exemplu. Da, da. E și Pitagora totuși. Ce știm noi despre personajul Pitagora? Adică acum mi-a venit în minte cuvântul ăsta Pitagoras. Eu am găsit la greci un... În afară de teorema lui Pitagora, nu? Da, nu. E normal. E așa de grădiniță. Deși și aia, dacă iei și o... găsești semnificația esențială, profundă, vezi acolo o formulă foarte interesantă, e cosmică și cred că trece dincolo de partea asta, apropo, euclidiană, tridimensională, merge tetradimensională, pentadimensională, sesta-dimensională, heptadimensională, în fine. Pitagoras, Pythia, de exemplu, erau pithiile de la greci, erau oracole, erau femei sacerdote în misterele inițiate, în misterele lui Apollon. Erau oracole, de exemplu, Pythia de la Delphi. Eleusiene, vezi, misterele Eleusiene. Da, dar Pythia de la Delphi era cea mai cunoscută ca fiind oracolul de la Delphi, nu? Care intra într-o transă.
mulți materialiști astăzi ar fi putut să spună că a consumat niște substanțe sau plante sau, eu știu, ciuperci, ca să intre în acea transă, dar e vorba de o transă meditativă, e un soi de stare extatică. Da. Și apare de multe ori și la Mircea Eliade despre stările extatice, mai ales când vorbește despre șamani. Deci pithia, pithia, pită, dacă avem în română, nu pită, ce înseamnă pită? Pâine. Pâinea noastră. Și gora sau agora. Agora, piață. Care înseamnă întâlnire, spațiu. Piață, da, întâlnire, dar centru, teatru. Ce făceau ei în agora? Ce făceau ei în agora? Reflectau. Dacă ne uităm la Socrate, de exemplu, la Platon și la toți cei care erau în agora, unde s-a născut adevărata politică, da, arta de a guverna popoarele sau de autoguvernare, așa cum am spus-o și noi mai în câteva episoade în urmă, dar și democrația, demos kratos, nu? Stăruința poporului. Adică iată de unde a venit autoguvernarea asta, iată de unde, apropo și de distributism, nu? Toate se leagă, dacă le pui la cap, coadă, toate se leagă. Deci, și o chestie. Pitagoras era, da, și cu asta termin, imediat îți dau cuvântul, cu asta Pitagoras era unul dintre legiuitori. Totuși, e foarte interesant și hai să reflectăm un pic la asta. Discipul al lui Pitagoras, dar a trăit cu 100 de ani înainte de Pitagora. Interesant. Da, nu? Și cel care okay. dă pâinea. Da. Cel care dă pâinea sau sumul înțelepciunii, nu? Că tot ai făcut definiția și ai... Că facem acum filozofie, dar asta e... Putem să... Da, era și filozof Pitagora. Da, analitică. Da, da. Deci să descoperi că, de fapt, ca și în rugăciunea noastră, da, dă pâinea noastră cea de toate zilele, care se definește în munca noastră pe care o facem zilnic, fizică, de care îți mulțumim, dar și munca noastră asupra noastră înșine, circumstanțele da. Pe care ni le dai, toate suferințele prin care trecem, care sunt o da. Pâine. Asta e pâinea pe care noi avem nevoie să devenim mai buni sau să ne autocunoaștem, de fapt, în esență. Că vreau să spun de Democratos. Se vorbește azi de democrație da. Și se... Democrația a murit în timpul lui Spartacus. Dacă e cel mai bine îl urmăriți pe Mircea Dogaru când vorbește într-un interviu cu Miron Manega la adevăruri și falsuri istorice despre familia regală. Da. Și acolo puteți ceva mai recent, dar totuși e ceva mai recent și puteți urmări ce spune despre democrație, că se joacă da, foarte adică mult subiectul, da. de democrație. Nu, astăzi ideea de libertate de exprimare și așa, mai mult se pune problema pe ideea de republică. Dar o republică autoguvernantă. Să avem republici totalitare, avem republici semi sau parțial totalitare. Avem de care trebuie să le explici, în esență. Nu e, aici nu mai există de alb și negru, acum există de ambigu, de mai multe variante. Și puterea poporului, nu? Da, puterea da. Poporului. Păi, puterea sau stăruința, da, e aceeași. Da, da, există și Republica, totuși, a lui Platon, dacă o luăm iarăși pe filiera grecească. Care e o care... E vorba de treburile publice. Sau cele care însă, aparțin de puterea poporului. Să le acolo rezolve. Vorbea și de drepturi și de libertăți, dacă stai să te gândești, pentru că nu era o scriere, ai putea să spui socialistă, nu era o scriere socialistă. Vorbea da. De drepturi și libertăți și vorbea totuși de o societate distributiv în care toți, de fapt. Da, toți se autoguvernau. Toți erau, care... adică erau proprii săi stăpâni. Treaba mea e treaba mea. Dar în același am dreptul, timp... Am și libertatea, dar am și responsabilitate.
Exact. Adică treaba mea e treaba mea, dar în același timp când treaba ta e afectată negativ de niște invadatori, devine și treaba mea și trebuie să te ajut. Da. Aici intervenea responsabilitatea apărării cetății și aici punea problema, cea mai importantă frază pe care am reținut-o din carte, dar e o carte extrem de profundă, trebuie să reflectez mult la ea. Și una din ele te referi la Republica? Da. Scuze. De liderul cetății, care trebuie să fie atât filozof, dar și un bun luptător, un bun strateg. Ceea ce până la de multe ori în istorie foarte bun, foarte puțin lider ai avut care să fie și bun înțelept, dar și bun strateg. Adică în afară de un Napoleon, un Alexandru Macedon, care au dat dovadă de ambele, mai sunt câțiva în istorie, de un Burebista la noi, de, da, de un Mihai, de Viteazu, mă rog, și lista poate să continue, dar sunt puțini. Vlad Țepeș, Mircea cel Mare sau cel Bătrân. Mircea cel Mare, da. Avem puțin. De ce-s puțin? Pentru că e foarte greu să te autoguvernezi. Și mai ales să fii un lider. Adică puțin să nasc lider. Lider, da. De ce? Pentru că fiecare dintre noi are o anumită vocație și unii dintre noi au vocație să fie lideri. Alții au vocație să fie diplomați. Alții au vocație să fie să spunem mâna dreaptă a liderului. Deci sunt anumite roluri pe care trebuie să ți le asumi și trebuie să ți le cunoști. Dar puțin poate să fie cu adevărat liber. Și exact din Republica, esența e dacă vrei să ai, că se punea problema la un moment dat în discuții, dacă îți mai aduci aminte, printre multe altele, problema corupției. Când se, da, pune problema de unde, cum putem minimaliza problema corupției. Și corupția, și pe urmă ei încep să vorbească de principalele arte care încep să fie corupte, gen muzica, dansul, teatru, matematica, științele exacte, care dacă acestea încep ușor, ușor încep să fie corupte sau profanate, mai bine spus, apare și corupția. Și pe urmă încep să ai șarlatanii sau intelectualii de azi. Da. E foarte interesantă o chestie. Acum am stat așa un pic în timp ce tu îmi spuneai de cetate, de liderul, de conducătorul cetății. În ziua de astăzi știm bine că practic nu poți să cucerești o cetate dacă ea este închisă în interior, pentru, adică ermetic închisă, în așa fel încât să nu poți să pătrunzi. Exact. Deci cucerirea unei cetăți se face din interior, se deschid ușile din interior către exterior și, exact, cei aspectele, să spunem așa, care sunt în interior, practic deschid ușa ușor, ușor și pătrund elementele străine. Astea, străine, exact, agresoare sau, mă rog, cuceritoare, dar există o rezonanță acolo între ceea ce e în interior și ceea ce e în exterior. Pentru că, na, interiorul fiecăruia e exteriorul, exteriorul e interiorul și tot așa, adică, cum spunea Emanuel, la urmă ajungi. Exact. Exteriorul e reflexia interiorului. Da, dar era, deci cuvântul ăsta cetate, ketos, etatos, cetate, hai să zicem așa, nu știu dacă e corect ce am spus. Nu cunosc prea bine etimologia, dar stau să-mi dau seama așa, din cum îmi sună. Făcând analiza. Lingvistic? Da. Noi la traci aveam dava. Buridava. Argedava. Argedava. Buridava. Da. Sucidava. Și toate astea. Davele erau într-adevăr niște cetăți. Dar nu știm foarte multe despre cetățile astea. Ca și cum ar fi fost, dar au fost rase așa, după fața Pământului, au fost
pulverizată, da, și neant. Da, nu, nu au mai rămas decât, nu știu, un pic din bază și temelie. Acum, hai să dăm un pic definiția, mă rog, definiția. Hai să încercăm să pătrundem în definiția cea veche a nemuririi și să vorbim un pic de credința tracilor daci, geți, în nemurire, în faptul că ei nu mor, așa cum spuneau, așa cum ne prezintă în a doua carte a istoriei credințelor și ideilor religioase Mircea Eliade, un citat după traducerea românească de Felicia Vanț Ștef, și anume spune așa: credința lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce la Zalmoxis, divinitatea lor, pe care unii îl cred același cu Gebeleisis sau Gebeleisis. Cântună și fulgeră tracii despre care este vorba, trag cu săgețile în sus, spre cer, și își amenință zeul, căci ei nu recunosc vreun alt zeu decât al lor. E foarte interesantă totuși. Acum, dacă o iei materialistic, e clar. Sigur, după ce mor, se duc la Zalmoxis. Și noi creștinii, după ce murim, ne ducem la Hristos. La Hristos. La Dumnezeu. Da, ne mântuim. Indiferent ce o singură existență. Exact. Indiferent ce ai făcut în timpul vieții. Tot acolo. Indiferent, da. Da, nu. Apoi, dacă începe năpasta, tună și fulgeră, e suficient să trage ce săgeți. Da, să tragem niște săgeți și scăpăm de aceste. Să termină furtuna. Oare? Și aici e interesant că multe curente de gândire din astea materialiste au zis, astea sunt niște superstiții. Păi da, ok, dar de ce nu căutați? Dar de ce v-ați abătut? Adică sunteți, cum să zic, mulțumiți cu faptul că e doar o superstiție? Păi, și atunci, hai să pătrundem să fim mai inteligenți, nu? Să pătrundem. Și spune așa: în ciuda mărturiei lui Herodot, exprimată, e adevărat, cu uimitoare neglijență, din punct de vedere gramatical și stilistic, este greu să-i consideri pe Zalmoxis și Gebeleisis unul și același zeu. Structurile lor sunt diferite, cultele lor nu seamănă, după cum vom vedea ceva mai departe. Zalmoxis n-are nimic din atributele unui zeu al furtunii. În ce privește trasul cu arcul, ne putem întreba dacă Herodot a înțeles bine sensul ritualului. E foarte probabil ca nu zeul Gebeleisis era cel amenințat, ci puterile demoniace întruchipate în nori. Altfel spus, era vorba despre un act cultural pozitiv. Era imitat și indirect era ajutat zeul fulgerelor împotriva demonilor beznelor. Acum, avem aici niște cuvinte cheie, nu crezi? Adică, pe de o parte avem nu zeul Gebeleisis era cel amenințat, ci puterile demoniace întruchipate în nori. Uh-huh. Adică acei nori, acele pâcle de tenebre, nu? Norii ce fac? Acoperă cerul și nu mai intră lumina soarelui. Foarte important. Adică tu cum crezi? Tu ce zici? Păi unul am în faptul că ce face furtuna în esență? Creează haos, nu? Da. Ok. Și e și o descărcare totuși. E și o descărcare, exact. Gebeleisis în sine e de fapt același zeu ca Odin, ca asemănare, că și el e zeul tunetelor și al trăznetelor. Da. Acele practici pe care și vikingii le făceau,
exact când erau furtuni sau făceau anumite ritualuri de trăgeau ori cu săgeți, ori cu baliste, aveau și baliste, evident. Da. Bine, sacrificiile care au venit după aceea, aia e altceva, cum au fost și la noi. Vă spune Mircea Eliade că la 4 ani tracii își, în aceeași practică își luau un sol pe care îl considerau un mesager și aveau o procedură prin care îl aruncau pe un mănunchi de suliță. Iar dacă supraviețuia, acela practic era vina lui că a supraviețuit și că nu a trimis mesajul zeului. Iar dacă murea, mesajul ajungea până la urmă la Zalmoxe. Dar, din nou, orice cultură care implică un sacrificiu uman deja dă semne de degradare, pentru că astecii au trecut prin asta, vikingii au trecut prin asta, noi am trecut prin asta, că e important să facem aceste asemănări. Da, și egiptenii, da. Egiptenii, indienii, orice implică un sacrificiu uman îi dă putere persoanei care inițiază acest sacrificiu și nimeni nu are dreptul ca lege divină să ia viața altcuiva și mai ales să se îmbărbăteze cu esența celui mort, cum făceau astecii de beau sângele celui decedat sau îi mâncau inima. Dar, în esență, exact, are legătură și cu partea haosului, că furtuna practic nu te domină, ci o domini tu. Și când faptul că trimiți acele săgeți e un mesaj în care continui lupta în timpul furtunii, că nu haosul mă distruge și voi fi practic neclintit în fața problemelor, de orice fel. Da. Dar din nou, evident, materialismul a modificat foarte mult aceste superstiții, care cuvântul în sine, dacă e să facem iar o separare, ai prima rădăcină super, da? Și practic totul a început cu ideea asta de a demitiza, ce să spun, că sunt niște simple superstiții, ca și cele din bătrân, că n-au nicio... Toate aceste așa zise superstiții, se trag din niște cunoașteri ritualice bine închegate și cultura noastră și în alte culturi. Dar, din păcate, în momentul în care August Comte a început să facă teoria pozitivismului și să începe să lucreze intelectul, că nu e altceva mai presus de ceea ce palpează, ceea ce vede, ca și René Descartes, într-o parte. Da, gândesc de ce exist. Da. Gândesc de ce zis, că doar creierul e cel care îmi dă putere, doar din el îmi iau cele mai bune idei. Creierul e limitat. După multe exemple, nu-ți rezolvă problemele. Îți dă mai multe probleme. Ca exemplu, nu trebuie să mai explicăm, dar, în esență, aceste curente au dat, de fapt, drumul materialismului dialectic sau al comunismului, care, cred că ai observat și tu, da, astăzi se împlinesc 100 de ani de când Partidul Comunist a intrat în scenă. Historia, revista Historia a publicat noul său număr, 1921, Partidul Comunist intră în scenă. Și asta scandă... Deși denumirea Partidului Comunist a apărut mai târziu, bineînțeles, mulți istorici sau o parte din istorici ar spune exact corect acest lucru. Corect. De fapt, era Partidul Muncitorez Român până în data de, sau mai bine spus, până în anul 1965, să zic așa. Când Ceaușescu exact a schimbat denumirea. Exact, până când a schimbat denumirea în Partidul Socialist Român și apoi Comunist Socialist Român.
ceva de genul, dar tot a rămas ceva cu socialism. Ai zis ceva foarte interesant și asta să fii în control, nu? Adică să lupți în timpul furtunii. Uh-huh. Foarte interesant asta. Și cred că e, aici am atins esența tracilor. Să fie un război jeți și așa mai mai departe. Ales pe timp de ambiguitate, pe timp de alegeri greșite din partea fraților tăi sau. Dar cum ai putea, cum ai putea, adică mă gândesc că cum ai putea să lupți în timpul furtunii dacă nu te autocontrolezi, dacă nu ai o, iarăși ne întoarcem la autoguvernare. Pe dacă nu știi să-ți vâslești barca, ești exact ca un marinar care nu cunoaște steaua nordului, nu știe să navigheze. Da, mă gândesc, furtuni, știi? Da, dar mă gândesc că pentru că se spune că Pelagii sau Belagii, Blagii, Blahi, Blahi, Blajini, erau blajini. Deci blajini, că e vorba de trahin, tragin, tracin, traci, dracini, dragini, drăgulea și toate denumirile astea, că e o pletora întreagă, nu? De fapt, asta înseamnă războinici pașnici. Iarăși intrăm în alte culturi și vedem la vedici, de exemplu, era o cultura non-violenței. A scris recent, nu știu dacă l-ai citit și tu, cum zicea Gandhi, citit și noi. Ahimsa. Ahimsa, da, a scris recent inclusiv... Da, a scris recent inclusiv domn profesor Ovidiu Curduzeu despre Isus și non-violența. Da, în un articol extrem de bine de drum egal la el. Adică... Asta înseamnă să gândești. Asta înseamnă să analizezi și să reflectezi asupra scrierilor.